Aseară am găsit un abandoned mineshaft pe lângă casa mea și apoi... No way! Este dragonul legendar de gheață, oameni buni, de tier 5, ascuns sub pământ! Știam eu că a fost o idee absolut genială să explorez abandoned mineshaft-ul ăsta, pentru că data trecută, când am găsit un dragon de genul, era de foc ce e drept, era tot lângă un abandoned mineshaft și e un sătean villager acolo. Ce Dumnezeule mare cauți aici, bă? Mă mănâncă nasul, e un creeper! Foarte periculos, bă, nu știu cum să fac, dar bine ați revenit la un nou minar episod de Minecraft, Rillycraft, cel mai șmecher și greu modpack de pe planeta Pământ, așa că haide să spunem creaturile. Și mă gândesc eu că ar trebui să fie relativ, nu foarte greu să... am uitat că trebuie să sumonez creaturile alea care dau fir sau ceva, că dragonul ăsta stupid de gheață. Hai mă, te rog, dă-mi ou, te rog, come on, ou! Let's go, dude! Ce Dumnezeule mare a fost damage-ul ăla, bro? Ping, dar vezi că trebuie să faci dual wield cu săbile, că nu știu ce, deci aș vrea să fac așa. Deci aș vrea să fac o dată așa, pentru că uite, când dai cu click dreapta se încarcă mai greu sabia, dar asta din click stânga se încarcă repede și crezi că pot eu să învăț să fac uite așa? Nu! Uite, nici măcar nu funcționează și nu poți să dai cu amândouă dată, că se buguiesc. Așa că nu vreau să fac dual wield, pentru că cui pasă? Am dat 3 hituri la un drag... Cum adică stage 4, mă? E imposibil, este bug! Mi-a dat ou legendar de dragon de argint și îmi zice că e de tier... cât? 4? Nu, e de tier 5, este bug, oameni buni. Nu s-a putut așa ceva. Toată lumea știe că ce Dumnezeu se întâmplă. Că dragon... Diamantele, ce-mi plac de ea. Aia e doar un diamant. Să dispară de pe ecranul meu. Bă, dar sunt foarte jos aici, nu? Ce-i asta, cilea? Frozen Cobblestone? Mamă, ce-mi place Frozen Cobblestone. Oameni buni, apăsați butonul de like pentru că nu am... Wow! Ok, mi-aduc aminte de ce n-am mai jucat de mult timp Obsidian. De ce n-am mai jucat de mult timp Rillycraft? Este foarte înfricoșător. Apăsați butonul de like. Dragonul legendar de tier 5 a fost bătut în 0,3 secunde. Mă duc acasă, nu se mai poate așa ceva. Iisuse Hristoase, stai, unde mă aflu? Stai că nu mă aflu unde trebuie. Am uitat că am venit aici și acum trebuie să mă duc la casa cu numărul 2. 8 nivele ca să călătoresc, ce țeacă, nu se poate așa ceva. Ok, unde este Marcel V2? Pentru că trebuie să mergem acasă, oameni buni. Trebuie să creștem dragonul. Super șmecher și beast. Stai așa, casa mea este fix aici. Frate, dragonul era efectiv fix aici. Era efectiv fix lângă noua mea casă, deci nu pot să cred așa ceva. Și am obținut niște, cum îi zice, souls de dragon gri, putem să facem în sfârșit colecția de armuri. Dar vă rog apăsați butonul de like, știu că n-am mai jucat Rillycraft de ceva timp, dar am fost foarte ocupat și nu știu cum să vă explic, dar sunt foarte stresat, ok? Nu s-a mai întâmplat ceva atât de stresant vreodată în viața mea. Și acum efectiv, gen, acum înțeleg în sfârșit ce înseamnă să fii adult. Nu știi ce se întâmplă, nu știi cum se fac lucrurile și situațiile sunt complicate, vă rog ajutor. Revenind, o să mă dau jos de pe animalul ăsta stupid. Pardon, despre Marcel nu vorbim așa de urât. Nu, Marcel, ești cel mai frumos animal, ok? Ești venit din adâncurile iadului, dar important este că ești frumos pe interior. Dă-te așa să văd ce ai în interior. Ok, știi ce? Du-te jos, nici măcar nu voiam să văd ce ai în interior. Îmi este sete, oameni buni, iar când îți este sete, toată lumea știe că trebuie să... Vergi găleata de apă undeva, după care să bei, după care să iei apa din nou cu găleata. Băi, eu nu știu de voi, dar mie îmi place să beau cu botul din găleată ca un cal. Deci când eram mic și eram la bunica și aduceam o găleată de aia, de apă de la robinet, puneam găleata pe masă și așa beam cu botul. Băi, deci eram ultimul animal, oameni buni. Deci, acum avem acest minunat ou de dragon de gheață. Și sunt destul de sigur că dragonul de gheață nu o să ne distrugă... casa, cum a făcut-o dragonul de foc, nu-i așa? Un set de armură? Ce-mi trebuia, mă? Ceva piatră sau ceva?
pentru colecția de armuri pe care voiam să o fac data trecută, dar apoi s-au întâmplat foarte multe nenorociri, dar nu contează pentru că tot răul înspre bine, oameni buni, și dacă nu mă înșel, avem o armură și sunt în total 6 tipuri de... Ce Dumnezeu se aude? 6 sau 8 tipuri de armură? Bă, uite că nu mai aduc aminte. Păi, pe bune că aveam efectiv atât de mult souls de ăștia cu silver. Ce țeacă. Bă, mai am câțiva souls de ăștia cu alb și câțiva cu bronz. Deci hai să facem și aceste armuri care îmi mai lipsesc. Dar de ce nu am eu un crafting table pe aici? Pe bune că am crafting table numai jos și jos am două într-un singur loc. Îmi urăsc viața atât de mult. De ce este atât de multă dezordine? Ha? Niciodată nu este curățenie la mine în inventar și în casă, oameni buni, dar cel puțin... Ok, nu am nimic de zis. Pantaloni and armură and papuci și dacă nu mă înșel, îmi lipsește un coif de dragon de ăsta de bronz și o să punem și armura asta, uite, fix aici în chest și o să punem astea pe, cum îi zice, când practic o să avem de alea. Silver nugget, De unde am, mă? Stai, mă, avea două ouă? De unde, Dumnezeu, am două ouă? Avea două inimi? Ce e ăla, Time Lord, ca în Doctor Who? Cu două ouă și două... No way! Advanced looting-ul, cred, că a fost de vină. Două ouă de dragon, acum am văzut, oameni buni, sunt efectiv foarte based. Foarte based, sunt cel mai based. Dacă zice cineva în secțiunea de comentarii că nu sunt based, aș vrea doar să-i zic că ai dreptul la opinia ta, chiar dacă ea este greșită. Asta îmi place să văd, bă, dar acum Dumnezeule mare facem. Căci am două și dacă nu mă înșel, am nevoie de un târnăcop cu silk touch, nu? Pentru că vreau să fac rost de... Unde sunt cărțile mele? Cărțile sunt pe aici, pe undeva, nu? Vreau să fac rost de niște gheață, dacă nu mă înșel, că se pune gheață peste ouăle astea de dragon, nu? Bă, cât e glumă, e panoramă, dar efectiv, unde este cartea mea cu silk touch? Lifesteal, strafe, nu știu ce, advanced power... Uite cartea cu silk touch, ok, o să o pot pune pe ăsta de acelea și nu mai e problemă după. Ok, dude, era un waystone aici în tot acest timp și nu l-am văzut. Și ăsta este efectiv fix în sat. Bine, o să scriem aici home 2, ca să știm că este home 2 ăla bun, pentru că celălalt home 2 este cringe. Și o să mergem la prima casă, oameni buni, pentru că dacă nu mă înșel, am uitat acolo masa de enchant, exact, masa de enchant, așa că hai să ne grăbim. Mișcă mai repede, Marcele, Marcel V2, că ăsta e alt Marcel, așa, G, că nu pot să apăs pe tastatură. Și am lăsat aici, dacă nu mă înșel, masa de enchant și spawnerul și masa de disenchant, așa că o să vreau să fac... De ce sunt atât de incompetent uneori? Vă rog, apăsați butonul de like dacă credeți că sunt incompetent, bro. M-am dus la masa de enchant ca să pun o carte, dacă ai mai pomenit așa ceva. Bă, unde sunt anvilurile? Fix aici, asta îmi place să văd. O să punem unul aici în colț, după care o să punem așa și așa, pentru că am nevoie de acest târnăcop cu silk touch. De ce avem nevoie de el? Stai, că nu mai aduc aminte. Ce voiam să fac cu târnăcopul? Au, firar să fie... Au, vino cu acea Marcele, trebuie să mergem să facem rost. Mă gândeam eu, cred că de niște gheață, dar aparent ne trebuie niște frozen cobblestone, iar aici este Dithamai Baiemul, sub care se află Abandoned Mineshaft-ul ăla și cu dragonul. Și cred eu că dacă sap puțin, s-ar putea să fac rost de acel, cum îi zice, frozen cobblestone, oameni buni, frozen cobblestone, astea sunt... Packed Ice în 2021, cine mai are nevoie de gheață? Eu clar nu folosesc gheața la nimic, în afară de... Frozen Cobblestone, exact, asta îmi place să văd și cred că am nevoie de 8 bucăți, dacă nu mă înșel, și undeva trebuie să fie niște... mamă, pe bune că am săpat la întâmplare și am găsit fix spawnerul
gigantic de dragonii de tier 5 sau 4, ce acolo, nu văd, nu e absolut nimic interesant. Ei bine, cred că am 8 Frozen Cobblestone-uri și am și Frozen Stone-uri. Nu cred că îmi trebuie Frozen Stone-uri, nu-i așa? Îmi trebuie Frozen Cobblestone. Bun, ei bine, cred că ar trebui să mă întorc acasă pentru că efectiv nu mai am... Ce Dumnezeu se întâmplă? Nu mai am mâncare și apă, băieți, și mi-este foarte sete. Bă, dar n-ar trebui totuși să-ți... Mă, de ce mă duce tot aici? Tocmai am dat click dreapta pe Home 2, frate, și-mi tot pierd nivelele. Teleportându-mă de colo-colo, firar să fie... Încetează că dacă-ți strântesc una... Nu mai am mâncare la mine, mă? Efectiv, nu am mâncare la mine. Foarte cringe, sincer să fiu. Da, da, total de acord, total de acord. Nu cred că îmi trebuie pectisul ăla, dar o să-l păstrez oricum. Hai să merg să mă scarpin la musață și apoi să merg să fac rost de mâncare pentru că mergem să punem acest... Stai, am două ouă. Am două. Știi ce? O să păstrez unul dintre ele pentru că un dragon este destul de periculos... Dă unul singur, gândește-te la doi. N-aș vrea să fiu eu ăla care are doi dragoni. Așa că ce o să vreau de aici? Mâncare, exact, mâncare. Bă, ce-mi place mâncare. Acum iei tu ceva în gură cu morfăi și apoi îți ajunge în stomac. Este efectiv o minunăție a... Naturii, da, cred că naturii. Bă, acum, întrebarea este, unde Dumnezeule mare să fac eu acest spawner... De dragon. Mă gândeam că poate aici sub casă undeva să încep să sap așa și să fac chiar un fel de gaură, cum am făcut data trecută, că mă gândesc că ar fi mai safe așa, știi? Și nu ar scăpa dragonul. Dar văd că am dita mai gaura sub casă, băieți. Sub forma asta de pătrat niște frozen cobblestone, după care o să-mi trebuiască o găleată de apă, pentru că aparent se ia găleata cu apă și se pune... Știi ce? O să pun și dedesubt aici, pentru că dacă mi-aduc eu bine aminte, așa era. Uite așa. După care, după cum spuneam, o să pun ou de dragon alb. De ce nu? Uite, fix acolo. Și acum o să pun apă. Și acum mă gândesc că ar trebui să... Să tremure sau ceva? Sau poate tremură la un moment dat? E bine, tot ce știu eu este că am făcut ce trebuia. Acum, întrebarea e, cum Dumnezeule mare fac eu un fel de loc prin care să ies de aici, dar dragonul să nu iasă. Uite, cred că așa, nu? Că eu pot să sar până aici sus, iar el nu o să poată sări până aici sus. Hai să mai curățăm puțin din nisipul ăsta și cred că ar trebui să fie... A înghețat apa? Cred că asta trebuia să se întâmple, oameni buni, dar desigur, cum de nu mi-am dat seama, era foarte logic. Desigur, dragonul de gheață trebuie să eclozeze din nou dacă stă în apă care apoi se transformă în gheață. Asta îmi place să văd, că am dreptate. Și am dreptate. Deci niciodată în viața mea nu am avut dreptate în afară de câteva ori și gen chiar mi-a părut rău pentru că am zis niște lucruri total neadevărate. Dar uneori în viață știi cum se zice. Hai să lăsăm sticla aia acolo, poate nu se... Nu, nu-mi place că dacă după aia se sparge și pică apa aici peste ou și nu mai funcționează. Bă, cred că o să-i clozeze la un moment dat, adică are gheață, iar el este un ou făcut din dragon de gheață. So, probabil o să funcționeze. Bine, hai să scăpăm de câteva din lucrurile. A, aveam deja o armură de bronz. Ce cringe, am armura aia verde acolo, băieți, nu se poate. Oare nu cumva aici mai jos se află tot chesturi foarte, foarte based? Ce ziceți? Dacă aș veni aici și aș omorâ ăsta și cu ăsta și cu ăla care și-a luat hit, deși nici nu mă uitam la el. Deci chesturile astea sunt foarte cringe, am fost cu toții martori la cât de cringe sunt chesturile, nu mai am apă la... Alright, am uitat că peste tot pe aici este gau... Hello! Ah, este mort! Cringe. Ce se află în chestul ăsta? Ah! O, aș putea să farmez capete de scheleți. Aia, sau cred că îi faci prea greu ca să merite. Deci, efectiv, absolut nimic interesant aici. Bine. Hai să vedem totuși alte chesturi. Sunt destul de sigur că alte chesturi vor fi... Opa. Vor fi, cum îi zice, pline de loot foarte șmecher. Adică, bă, nu e chiar ultimul nivel, dar... Ce Dumnezeu! Băi, eu când v-am zis că jocul ăsta este plin de bug-uri, voi că nu pin, că n-are cum. Ia uite ce scrie acolo. Mare eroare, mare bug. Ce gunoaie. Dispăreți, da... Au. A. Vreau să urc înapoi sus. Mai este un chest aici. Ăsta trebuie să fie plin de chestii foarte based. Advanced Power Tray.
Aia, actually, nu e foarte rău, dar mă așteptam la ceva mai mișto de atât. Tu ce vrei, mă? Ce vrei? Tu n-ai auzit că nu suport babele stresantele și carcasa sau enervantele? Ui, dispari. Da, deci sunt foarte multe creaturi pe aici și din câte văd eu, efectiv, dropurile astea din chesturi sunt foarte cringe. Așa că o să... Nu e nimic interesant acolo. Oh god, e unul de ăsta rapid. Oh god, e unul de ăla foarte rapid. Ce, mi place să le dau one shot, sharpness 3. Bă, mie nu-mi plac chestiile ascuțite că te poți înțepa cu ele. Așa că... Wow, 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 wow. Ce-i aici? Ce-i aici? Oi! Efectiv, vreau o explicație cu privire la ce se întâmplă în acest moment, în această locație geografică. Ok, dropurile astea chiar sunt foarte cringe, aș vrea să mulțumesc familiei mele pentru turnul ăsta, dar putea să încerce un pic mai mult. Ce vreau să fac totuși este acea colecție de armuri, așa că, dacă nu mă înșel, armor stand. Cum se făcea armor stand-ul, mă? Cu niște stone slab-uri și cu bețe. Ok, bine, 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 bețe am, dar nu am stone slab-uri și dacă nu mă înșel... Alea sunt stone slab-uri. Bă, ce îmi place să... S-o crezi tu? Ce îmi place să fur și să nu muncesc pentru ce-mi trebuie. Oh, Marcele, nu mai veni aici cu viteza luminii, că mă sperii, bro. Ce îmi place să fur, băieți? Deci, gândește-te să ai nevoie de ceva și să-l iei de la altcineva. Ce poate să-ți facă, să fim serioși? A, poliție, a, că nu e frumos. În viață nimic nu este frumos. Singurul lucru frumos este... Că, practic... Ok, asta este efectiv prea... Prea complicat de explicat, așa că nu o să mai spun nimic. Bețele legendare, desigur, și... Unde este crafting table-ul legendar pe care l-am pus mai sus decât trebuia? Armor stand-uri foarte multe, 4 la număr. Și, după cum spuneam, aici undeva o să fie colecția de armuri, oameni buni, și cred că vom începe... Uite de aici, chiar și de aici din colț, pentru că o să luăm anvilul ăsta la loc. Știi ce? În partea asta, armurile de dragon de gheață, în cealaltă parte, armurile de dragon de foc. Exact. Și facem, uite așa. Iar acum o să trebuiască să sparg unde ăsta, pentru că, după cum spuneam, aici armuri de dragon de foc. Iar armura de bronz este armură de dragon de foc. Bun. E bine, o de dragon încă stă aici. Cel mai probabil o să-i clozeze pentru data viitoare, dacă nu mă înșel, pentru că vreau să merg să caut niște dragoni pe care să-i bat, să fac rost de solzi și nu cred că... Păi nu, acum am realizat, nu avea cum să fie dropul de 2 ouă de la sabie, că dai click dreapta pe dragon ca să iei ouăle și solzi. Sau până la urmă, de ce Dumnezeule Mare am făcut eu rost de 2 ouă de dragon, mă? Cum Dumnezeule Mare a dropat ăla 2 ouă de dragon? Eu asta nu înțeleg, dacă mă înțelegi. Chesturile legendare ascunse pline cu gunoaie. Ok. Pline cu gunoaie, într-adevăr, au fost mai multe cărți. Ah, dar mi-aduc aminte că am venit aici. Da, 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 e locul ăsta unde au ăștia dita mai balta. Avem nevoie de... Bă, dar încetați! Avem nevoie de un nou cățel. Curaj a suferit un mic accident data trecută, din câte ați putut vedea. Un accident care aș putea să menționez că nu a fost vina mea, nu m-am gândit vreodată în viața mea că o să vină random, nu știu ce, raid de monștri și apoi o să crăp. Hai în direcția asta pentru că nu prea am fost și ar trebui să mergem să găsim câțiva dragoni. Bă, ce Dumnezeu tot pică de sus, mă? Ce Dumnezeu este această structură? Pentru că această structură este efectiv nouă. Ce Dumnezeu? A, e plin de mobi aici. Ce Dumnezeu e cu scheletul ăsta gigantic, mă? Bă, trebuia să-mi fac, în sfârșit, după foarte mult timp, niște unelte de alea foarte rapide și based. Dragonii, dragonii sunt ca niște piloni ai... Dragonul roșu, asta îmi place să văd. Nu magazinul, magazinul este un magazin care, practic... Hai să o dăm, hai să o dăm, smardoiule, hai să o dăm acum, acum, acum. Ce faci cu oaia aia? Lasă oaia, dă-mi drumul. Ce-mi place să spa... Ce-mi place să spam... Ce-mi place să spamez dragonii cu atacurile mele super OP. Cât soți mi-ai da, mă?
27, not bad. Bă, cred că putem să facem armură completă de dragonul roșu. Dar hai să mai căutăm câțiva. Trebuie să găsim mai mulți. Îmi trebuie unul de la verde. Ok, încă un dragon efectiv fix lângă sat este de la negru. Sau Green Keys, nu știu ce Dumnezeule mare culoare este asta, că gen este și negru și este și Green Keys, dacă nu mă înșel. Ia să-i dăm cu arcul, mă, să vedem. Dă-te, dă-te, Marcele, dă-te. Ce-mi place, și cu arcul le dau. Ăsta era de la gri. Bă, și cu arcul le dau câteva bucăți. Bă, deci nu se poate, ar trebui să fiu banat, mă. Deci ar trebui să apară noci pe joc în momentul ăsta și să-mi zică, bă, Pink, ai făcut cam prea mulți purici pe Rillcraft și parcă ești prea puternic așa, parcă nu prea mai convine. Au trecut cât? 10 episoade de când n-ai mai murit? Ia mai jetul și, și să-mi dea bani și să-mi scrie I hate Pink was permanently banned from Minecraft pentru că el este prea bun și prea based pentru jocul ăsta. La 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 la, dragonul legendar, dragonul legendar, trece afară. Oh, este fix ăsta de care îmi trebuie. Actually, nu mai aduc aminte. Dă-te jos, tălharule! Ai face bine să-l lași... Este uitat mai groapă acolo. Marcele! Vino cu așa. Ia stai că mergem noi să-i dăm mare bucată cu sabia dragonului ăsta. Te crei șmecher că zbori, a? Unde e? Marcele, dă-i, bravo, Marcele. Bă, deci... Bă, ce beast e Marcel, deci n-ai văzut așa ceva, frate meu. Bă, dar încetează! Pe bune zic să încetezi. Oi, ce Dumnezeu mă împinge? Săracul de el. Fii atent, MLG. Firar. Apăs G și nu mă dă jos de pe Marcel, frate, cât prindă bugurii jocul ăsta. 39, gata. Deci nu mai trebuie să... Marcele, hai, gata, tati, gata, e doar foc, bro, ești făcut din foc, ești un dragon. De ce sunt numai dășa de bronz pe aici, frate-miu? Am apăsat G, dă-mă jos! Oh my god, cât lag este. Așa credeam și eu, bro. Asta nici nu mai e fun, e atât de trist. E atât de trist cum dragonii ăștia cringe cred că mai au vreo șansă împotriva mea. Dar efectiv nu au. Ho, Marcele, ho, nu mai fă ca descreieratul. Bă, dar i-a scăzut viața bine de totul, Marcel. Te rog, inelul legendar, te rog, come on, inelul legendar, gen, am nevoie de inele care să fie și legendare, mă înțelegi? Să fie de la foarte rar de ce Dumnezeu, este broasca Pepe, dar în format roșu. Așa, ce spuneam, frate, inelul legendar de aia care zboară. A, nu e asta. Bă, dar încetați! Ok, nu e aici, dar este în următorul chest. Come on, te caut de mult timp. A, dar nu e. Ce Dumnezeu! Sunt atacat de broaște! Încetați! În ăsta e, știi, pentru efectul comedic e fix la final. Este... Episodul ăsta se termină aici, oameni buni, pentru că nu am deloc noroc niciodată în viață, mai ales când joc la loto, nu prea am noroc.